Vă întrerup puțin pentru că avem la telefon pe Otilo Hanaghi, directorul general al celor de la ŠEP și salutare! Bună seara! Bună seara! Cum ești, Atila? Bănuiesc că destul de supărat așa din punct de vedere al rezultatului. Cum s-a simțit de pe stadion? Da, pot să zic că pentru rezultat supărat, că n-am meritat niciodată să pierdem. Cred că am dominat repriza a doua ca poate. Nici n-a ajuns la poarta noastră. Prima repriză la 1-1 am avut două ocazii clare, n-am dat noi gol, au dat ei. Un meci frumos pentru spectatori, eu zic că am jucat bine și meritam cel puțin un egal. Bun, am văzut și la pauză o discuție așa între Cristiano Bergodi și Sebastian Colțescu, a mai venit și golul ăsta anulat cu arbitraj video. Nu știu, aveți ceva, ai rămas cu anumite nemulțumiri după arbitrajul din seara asta? Nu mai atât, cred că a fost un arbitraj cam șmecheresc. Au stat prea mult jos, se trăgeau de timp, nu a făcut cam nimic domnul arbitru. Nu știu dacă la gol a fost offside, nu știu că la ce linii tragem noi, nu se poate afla acum adevărul dacă a fost sau nu offside. Dar a apărut offside, din liniile astea văzute acum a apărut ceva mai... Da, ce linii avem, normal, că cum... Acum nu vreau să comentez că n-am văzut faza, dacă a fost offside, a fost offside. Dar, cum am zis, repriza a doua a fost totala noastră și nu meritam să pierdem. Ai spus tu de... ai folosit expresia asta, un arbitraj șmecheresc. E clar că la nivel de decizii așa mari n-au fost probleme, dar ai simțit cumva că, nu știu, e un procent mai mare pentru oaspeți așa de ai folosit expresia asta sau de ce ai zis așa? Acum mi s-a părut repriza a doua mai mult, cum am zis, trăgeau mult de timp, stăteau pe jos și mi s-a părut prea mult, prea ușor acordate faulturi. Atunci prima repriză la finalul joc, adică finalul primei repriză, arbitrul Latuș a dat fault, domnul arbitru Colțescu a dat aut de poartă. Acum am zis 5% care se dă la gaze, dar acum s-au dat la oaspeți. Am înțeles. Bun, ne poți spune tu care au fost problemele cu galeria celor de la FCSB la început de meci? O parte dintre suporteri au rămas afară, au fost mai mulți sau care au fost problemele acolo, dacă știi? Atât ce am aflat, s-au vândut toate biletele acolo la peluza lor, au intrat cât au putut să intre și ceilalți au rămas afară. Cred că erau mai mulți decât 400, parcă 26-28, parcă este acolo în sectorul lor și cred că au rămas afară care n-au putut să intre, aia care au avut bilete sau nu mai au avut loc acolo să intre. Altceva n-am auzit că au fost probleme.